este comparabil cu furtul... Fostul președinte al Raionului Hâncești, Grigore Cobzac, exclus recent din Partidul Acțiune și Solidaritate, a depus astăzi actele de înregistrare pentru alegerile parlamentare noi de la Hâncești. Sunt hotărât să obțin mandatul de deputat, chiar dacă decizia de a candida a fost inițial una de protest, a scris Cobzac pe pagina sa de Facebook. Sprijinit de Partidul Unității Naționale, el consideră că ideea unui candidat comun pro-european nu este compromisă definitiv. Pe de altă parte, în PPDA se discută despre susținerea unui candidat la alegerile din circumscripția Hâncești. Cred că până la duminică noi vom finaliza aceste consultări și în foarte scurt timp, timpul ne presează, vom veni cu poziția oficială. Suntem într-o situație destul de dificilă. Grigore Cobzac a fost prima opțiune a platformei, da, chiar dacă el era pe atunci membru PAS. Slusare a recunoscut că soarta blocului acum este incertă și a explicat că liderii PAS și PPDA nu s-au întâlnit pentru a discuta subiectul, deoarece liderul PPDA Andrei Năstase este plecat. Și liderul PAS încercă să aibă o întâlnire cu fostul partener de coaliție. Discutăm mai rar, cu toate că eu de vreo 2 săptămâni tot încerc să-l prind, să avem o discuție. Dânsul e ocupat. Sper când revine, că înțeleg că e plecat din țară, când revine să putem să discutăm. Vicepreședintele PPDA lasă să se înțeleagă faptul că PAS ar fi de vină pentru disensiunile din blocul acum. Cunoașteți bine că nu noi am fost cei care am pledat pentru divizarea blocului acum. Ca tare, dispariția blocului acum a fost constatată atunci când au apărut 2 fracțiuni în Parlament. Același lucru s-a întâmplat și în Consiliul Municipal. Grigore Cobzac a decis să candideze independent în circumscripția Hâncești, deși partidul din care făcea parte PAS a înaintat-o pe Olesea Stamate. Ulterior, Cobzac și șeful organizației PAS Hâncești, Marcel Petrușan, au fost anunțați pe e-mail că au fost excluși din partid.